Încă mai am emoții când vorbesc în public, deși am făcut-o poate de 100 de ori. Încă mai reacționez la cuvântul biblic, dar știu că Biblia e scrisă în fiecare dintre noi. Încă mai simt durere când dau drumul, deși la scurt timp simt eliberarea. Încă mai țin cu dinții să-mi spun oful, dar știu că e mai importantă iertarea. Încă mai plâng ca o copilă speriată câteodată, deși mi-e clar că nu-i nimeni în pod. Încă mai râd la glume vechi de altă dată, dar multe dintre ele îmi provoacă un nod. Încă mai scriu și cred că trezesc oamenii, deși cei care s-au trezit urmează un contract. Încă mai cred că pot să salvez lumea, dar știu și că lumea sunt tot eu, de fapt. Încă mai bântui străzile printre clădiri înalte, deși mă cheamă izvorul și pădurea din munți. Încă mai vreau să-i cânt fetiței mele în noapte, dar văd că deja nu-i mai arde de părinți. Încă mai fac ce face lumea sau tot omul, deși simt că acesta nu e drumul meu. Încă mi-e greu să mă desprind cu totul, dar simt că a venit vremea să mă înalți